generală dacă nu sunt majorate salariile tuturor angajaților din sănătate și asistență socială. Ce speranțe mai au oamenii că se poate schimba ceva? Discutăm imediat. Vorbim și despre primele declarații ale fraților Tate după ce au ajuns la DIICOT. S-a făcut o percheziție informatică a telefoanelor mobile pe care le-au folosit. Ce ar fi putut să găsească oamenii legii în telefoanele mobile ale celor doi? Avem toate informațiile. Și totodată vorbim și despre cazul șocant al unei fetițe de 15 ani din satul mare care a decedat în urma unei simple pneumonii. Părinții fac acuzații grave asupra medicilor. Avem toate informațiile. Rămâneți cu noi până la final. În platou, alături de mine, doamna Lovin. Mulțumesc pentru invitație, Roxana. Iar prin Skype, Buia Teolog, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Doamne ajută și să vă dea Bunul și Milostiv Dumnezeu sănătate la toți. Bun, vreau mai întâi să vorbim despre cazul șocant al fetiței care a murit din cauza unei simple pneumonii. Părinții fac acuzații foarte grave. Sunt anunțate și proteste la secția de urgență a spitalului din satul mare după ce o fată de 15 ani, așa cum vă spuneam, și-a pierdut viața în urma unei simple pneumonii. Mai mult ies la iveală dezvăluiri șocante a medicilor față de tânără, chiar și în ultimele ei momente de viață. Ei susțin că tânăra nu mai avea alte probleme de sănătate. Cu toate acestea, eleva în vârstă de 15 ani a murit în urma unui stop cardiorespirator, iar acum 10 de oameni se vor aduna în fața Spitalului Județean pentru a cere explicații. De ce acest tratament al medicilor? De ce nu avem grijă de pacienți? De ce se întâmplă una ca asta în spitalele din România? Doamna Lovin. Din păcate, asistăm la o degradare morală, mai ales în aceste categorii socioprofesionale. De unde te aștepți cumva? Au depus un jurământ. Te aștepți la o altfel de atitudine și la un altfel de comportament. Cumva nu ne miră, dar nici nu ne mai revoltă. Asta este mai trist pe noi, societatea civilă, pentru că asistăm de 2 ani de zile la un tratament oribil al medicilor față de cetățenii acestei țări. Am asistat la o transformare a lor în mâna întinsă a mediului politic. Nu au mai fost de partea noastră, au fost mesageri, o extindere a mediului politic și au stat cu biciul pe noi. Și s-au pur și simplu s-au desensibilizat. Nu au fost alături de oameni. Și iată unde este ca oameni, tineri, copilă, să aibă parte de un asemenea inuman într-un spital unde s-a dus cu probleme de sănătate, unde se aștepta să fie întâmpinată de oameni care să-i vină sprijin. Părinții acuză că a fost jignită, s-a țipat la ea, i s-au administrat niște medicamente fără să se fi făcut în prealabil niște analize și iată unde ajungem. Și la fel ca în justiție, nici în ceea ce privesc spitalele și medicii, nu există niciun fel de răspundere. Că ce, că le taie 10% din salariu pentru o perioadă de 3 luni? Aici vorbim de viețile oamenilor. De faptul că au transformat aceste spitale în cuști ale morții din toate punctele de vedere. De la nozocomiale până la spitalele care iau foc și iată până la medici care efectiv, în loc să fie medici, să salveze vieți, s-au transformat în călăi. Domnul Guia, părinții și-au dus fata la spital râzând și din păcate au scos-o de acolo în coșciug. Cum este posibil așa ceva? Să știți că cred că nu, oricum noi nu ne-am înțeles și subiectul acesta pe mine mă marchează foarte tare, cum foarte mult e și eu am luat singur, l-am avut și în acest moment credeți-mă din suflet că numai în sufletul acelor doi părinți să nu fii. Din acest moment, întreg universul, ai senzația că ți se prăbușește în fața ta.
că absolut tot în lumea aceasta nu mai are niciun sens și că tot ceea ce ai pățit prin acest lucru, prin faptul că pui pământ pe propriul tău copil, te distruge pentru tot restul vieții, astfel încât eu sunt ferm convins că greu ei vor reuși să se echilibreze. La întrebarea noastră doar așa pot să vă răspund. Trăim niște vremuri în care necuratul în dorința lui de secularizare distruge absolut toate valorile interumane care le mai avem. Haideți să fim realiști și să recunoaștem că toată creația lui Dumnezeu, care a fost pusă în mijlocul universului, respectiv omul, a fost dată la o parte de necuratul și în mijlocul, în acel loc al omului, a fost pus banul, interesele și absolut toate lucrurile acestea necurate care apar în proximitatea noastră. De aceea s-au degradat relațiile interumane, nu mai avem, așa cum spunea Oana atât de bine, nu mai avem empatie unii față de ceilalți, chiar dacă e vorba de o tacmă profesională în relația cu pacienții sau cu cei care lucrează cu acea tacmă profesională. Trăim într-o lume care răutatea viscerală este deja la un apogeu în societate dărâmător și ne face să devenim individualiști, ne face să devenim egoiști și nu mai putem să empatizăm cu semenii noștri. Rămân siderat de ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră din știre, că este posibil în 2023 ca o fată pe patul de agonie a spitalului să, în agonie, să aibă parte de asemenea limbaj, de un asemenea tratament, cu atât mai mult cu cât finalul a fost un final imprevizibil și ea a trecut la cele veșnice. Dați-mi voie pe această cale să rog pe bunul și milostivul Dumnezeu să mângâie sufletele celor doi părinți, pe care niciunul dintre noi nu o să-i putem înțelege niciodată, iar sufletul acestei fetițe, care a fost un înger la 15 ani, să-l așeze Tatăl Ceresc acolo în ceata îngerilor săi dragi, pe care îi are sub aripa sau crotitoare în Împărăția Cerurilor. Avem și un material pentru acest caz. Vreau să-l urmărim împreună și ne întoarcem să comentăm. Ștefania a fost dusă la spital de părinții ei în urmă cu câteva zile pentru că începuse să se simtă rău. După un set de analize, medicii au trimis-o acasă fără un diagnostic clar. Au zis că n-avem nimic, au zis că să mai facem un test de gripă. Da? Am făcut și testul, mi-a ieșit negativ. De aici încolo nu putem să zicem că Ștefania a fost grav. Câteva zile mai târziu însă Ștefania a ajuns din nou la spital. A fost preluată de echipa de urgențe majore și intubată de urgență după ce noile investigații au arătat că ar avea infecție la mai multe organe. Mai exact, fata avea pneumonie, iar din cauza unor complicații a murit. Un pic simt că mă apasă aici și în spate, de aia m-am dus cu ea. Niciodată nu am lăsat-o. Ne-am dus acasă, Ștefania se simțea mai bine. Adolescenta nu părea să aibă alte probleme de sănătate, spun profesorii care au descris-o pe Ștefania drept un elev energic și mereu cu zâmbetul pe buze. Prietenii și familia fetei sunt șocați de moartea fulgerătoare și cer să se facă dreptate. Autopsia urmează să stabilească cu exactitate cauzele care au dus la decesul minorei.